din Pitești, prima grădiniță din municipiul Pitești, urmată de grădinița cu program prelungit, primii pași. Copiii îmbrăcați în costume care sugerau primăvara și cu flori în mâini au defilat pe celebra stradă mare a orașului, din piața primăriei până la complexul expozițional Casa Cărții. Ți-a plăcut parada de astăzi? Da, a fost foarte frumoasă. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Florile? Am defilat. Florile cum ți se poate? Frumoase, florite. Costumul tău ce reprezintă? Prințesa primăvară. La ceremonia oficială de deschidere au participat delegații ale orașelor înfrățite cu municipiul Pitești, din Serbia, Olanda, Turcia și Moldova, precum și reprezentanții diplomatici din Germania, Brazilia, Japonia și Iran, iar localnicii spun că a fost cea mai reușită ediție din ultimele decenii. Foarte frumos. Ce are diferit față de anii trecuți? N-am prea fost anii trecuți, dar frumos a fost și atunci și acum fac și copiii și carurile astea splendide și toate frumos, minunat. Sute de producători și comercianți de flori și plante ornamentale din țară și din străinătate participă în acest an la Sinfonia Lalelelor. Programul manifestărilor din programul ediției cu numărul 38 a Sinfoniei Lalelelor mai include întreceri sportive, spectacole în aer liber și recitaluri ale unor formații de succes, care vor culmina cu un spectacol de sunet și lumini, oferit de trupa Voltaj în piața primăriei, în seara zilei de sâmbătă. Piteștenii și turiștii vor avea și posibilitatea de a vizita gratuit muzeele din municipiu, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Manifestarea se va încheia duminică.